Bună seara, dragii mei, bine v-am regăsit în la o nouă etalare, o etalare generală despre gândurile persoanei dumneavoastră în acest moment. Haideți să intrăm puțin în energia acestei persoane și să aflăm ce gânduri are vis-a-vis de dumneavoastră și ce pași urmează să facă. Este o etalare pentru persoanele aflate în conexiune, în separare sau pentru persoanele care se află în debutul unor relații cu promisiunea că mâine. Pentru că, așa cum știți cei vechi, abonații vechi, știți deja că în fiecare marți voi face o etalare pentru persoanele singure. Astăzi este așa, un mix între cei fără cuplu, în separare sau în debutul unei relații, pentru că vreau să știu ce pași urmează să facă această persoană și dacă este, bineînțeles, o persoană de încredere. Așa cum spuneam, este o etalare generală, o etalare colectivă care s-ar putea să nu se potrivească tuturor, pentru că nu în fiecare seară avem mesaje pentru absolut toată lumea, pentru că știți deja că problemele sunt foarte multe, sunt diverse și încercăm să aflăm mesaje pentru toată lumea, cu ajutorul ghizilor spiritual, cărora le mulțumesc ca de fiecare dată pentru participarea la această etalare. Haideți să vedem, dragii mei, ce urmează să aflăm în această săptămână. Este o etalare pe care o doresc să se deruleze pe parcursul acestei săptămâni, 20 martie fiind așa cam data apropiată finalității a ceea ce urmează să se întâmple. Bineînțeles că duratele sunt în procent, pentru că doar Bunul Dumnezeu știe când se va întâmpla și mai ales dacă este spre binele nostru cel mai înalt. Este o etalare cu două pachete de cărți de oracol. Haideți să vedem ce se întâmplă în această săptămână în planul sentimental pentru voi, dragii mei, cei care vă uitați în acest moment la această etalare. Este o etalare temporală. Asta înseamnă că ori de câte ori vă uitați la acest sau este valabilă imediat ce vă uitați la acest clip până pe 20 ale lunii în desfășurare. Există deja o persoană la care vă gândiți care are simțul umorului sau are un fel destul de ciudat, șarmant de a își arăta iubirea pentru voi sau acțiunile pe care le întreprinde către voi sunt destul de atipice. S-ar putea să fie persoane cu nume străine sau să aibă sau germane, sau cu W, cu O, W, TO, H, bineînțeles, Y, T, de exemplu, ca mesaje suplimentare. Haideți să vedem care sunt gândurile acestei persoane în acest moment. O să intrăm așa în energia acestei persoane, tocmai pentru a afla cât mai multe despre ceea ce face chiar în acest moment. De ce nu? Dragii mei, încă din prima privire, ia uitați ce am aflat și ce urmează să se întâmple pentru voi, o reconciliere destul de repede, foarte repede. În viitorul apropiat aș spune că există această împăcare cu o persoană din trecutul dumneavoastră. O persoană din trecutul dumneavoastră se reîntoarce în viața voastră pentru că își dorește foarte mult o împăcare. Practic, dorința voastră se concretizează, indiferent de factorii care stau cumva piedică în calea fericirii voastre. S-ar putea să fie vorba despre factori religioși, despre naționalități, exact cum spuneam și la începutul etalării, poate să fie vorba de anumite diferențe, poate să fie vorba despre starea sa maritală, asta având în vedere că în foarte multe cazuri poate să fie vorba despre o situație de
trio, această persoană fiind căsătorită. Există în momentul actual o negociere a acestei persoane cu ființa cu care este în prezent. Evident, mă refer la a treia parte. Aia parte care nu prea este interesată de persoana voastră decât datorită beneficiilor pe care le are dacă rămâne căsătorit sau căsătorită, el, ea, nu contează despre ce energie vorbim, cu persoana la care dumneavoastră vă gândiți. În acest moment, această persoană cred că începe deja, cel sau cea la care vă gândiți în acest moment, cred că se află într-o negociere sau în discuții cu a treia parte, pentru că este evident nu își mai dorește să rămână acolo cantonată într-o relație care oricum nu îi face absolut nicio plăcere. Încearcă beneficii mutuale, încearcă să găsească o soluție avantajoasă pentru ambele părți, mai ales că aceste persoane au cam stat în această relație destul de multă vreme și atunci plecarea din această căsnicie, de exemplu, sau această relație de lungă durată, eu cred că este vorba despre o căsnicie, totuși s-ar putea să nu fie chiar așa confortabilă despărțirea asta, mă refer la bețele în roate pe care le pune această persoană ființei la care noastră vă gândiți, pentru că i-a tot bătut apropouri că nu vrea să renunțe, că poate nu-i dă divorțul sau poate că nu vrea să iasă din relație, decât în condițiile sale. Așa că s-ar putea ca această persoană să facă anumite compromisuri, s-ar putea să depună armele sau mai ales dacă a avut o perioadă în care a ținut steagul sus, iată că vedem în momentul de față o ființă gata să capituleze și să accepte condițiile persoanei cu care este, tocmai pentru a-și vedea de viața sa, pentru că există o saturație. Această persoană este efectiv săturată de mofturile acelei persoane și îl are la mână sau o are la mână, poate cu existența unor copii, cu existența unor bunuri pe care trebuie să le împartă, cu existența unor afaceri, unor investiții pe care le-au făcut sau pur și simplu cu ceea ce au construit de-a lungul anilor și știe, se bazează pe acest fel sau există acolo niște șantaje emoționale cu ajutorul în ghilimele al copiilor și atunci persoana voastră am fost pusă între ciocan și nicoval astfel încât să nu poată să aleagă 100% după plăcerea sa. Atunci a trebuit să fie făcute niște compromisuri, discuții și în acest moment cred că această persoană discută cu această persoană care parcă îi și spune nu, accept să dau divorțul sau să pleci doar în condițiile pe care eu ți le impun, dacă vrei bine, dacă nu rămâi și nu o să fii fericit niciodată. Ideea este că s-ar putea să fie aici niște familii implicate, s-ar putea să fie vorba despre, v-am zis, factori religioși și atunci din ce în ce mai mult există problemuțe și obiecții și obstacole în calea fericirii voastre, pentru că este destul de greu, mai ales când intervin în viața acestei persoane, intervin și alte persoane, deci familie extinsă, membrii comunității, mai ales dacă această persoană era într-un statut material, social, evident cunoscut. Ce ar zice X, ce ar zice Y? Văd persoane cu o stare materială foarte bună. De asta spun că acea persoană șantajează ființa voastră cu tot felul de lucruri. Este o ființă care ia în râs, efectiv, adică n-aș vrea să vorbesc și să spun lucruri grele, dar a treia persoană este extrem de
determinată, este extrem de puternică, pentru că ființa voastră este vulnerabilă. I-a găsit punctul călcâiului Ahile. Știe că își dorește să plece, să părăsească această relație, dar îl șantajează cu ceva. Și cred că este vorba despre ori un copil, ori mai mulți. Dar, v-am spus, cu siguranță există un rezultat, iar această persoană s-ar putea să mulțumească, deci ca să mulțumească pe toată lumea, s-ar putea să mai lase și de la el sau de la ea pentru a pleca și din această relație. Vor fi dezvăluite, să știți, niște secrete, niște adevăruri care au fost ascunse. Destul de urâțică această situație, destul de delicată, dacă vreți. Nu știu dacă vă interesează foarte tare despre această a treia parte, Maleficent, așa cum v-am obișnuit că îi spun aceste persoane, ci cred că mai mult vă interesează intenția acestei persoane și ce se întâmplă în momentul de față cu persoana voastră, șatenuță, blonduță, chiar roșcată cu ochii căprui sau negri. Dacă este bărbat, s-ar putea să fie șaten cu ochii căprui, căprui verzui în unele cazuri, puțin mustăcioară, puțin cioc, spre așa bărbuță de a doua zi, sau grizonat. Părul este deschis în unele cazuri. S-ar putea să fie o persoană oficială, s-ar putea să fie o persoană care lucrează într-o clădire oficială, în cadrul armatei. Sunt persoane, energii masculine care poartă uniformă, este o persoană dreaptă, o persoană care, sau poate să fie o persoană extrem de determinată să facă un pas extraordinar de important. Cumva, cred că nici nu vă așteptați la această decizie pe care această persoană o să o ia destul de curând și să vină să se împace cu voi. Își dorește foarte mult. Cred că voi sunteți acele persoane care sunteți îndoite mai mult. Pentru că, vedeți, voi sunteți un pic în postura aceasta de hologram. În schimb, energia masculină este în carne și oase. Cumva s-ar putea să vă vedeți cu o vizită, s-ar putea să vină și să vă spună, să vă împărtășească această veste. Uite, de săptămâna viitoare sau cât de curând vom fi împreună. Vedeți? Muy pronto. Cât de curând vom fi împreună, spune exact și data pe care și-o dorește și cred că sunt foarte multe cazuri în care persoana aceasta vine către dumneavoastră și chiar vă spune voi face tot posibilul să fiu împreună cu tine cât mai repede posibil. Vom fi împreună cât mai curând posibil. Ai încredere că lucrurile vor fi exact așa cum îți vei dori. Și nu numai atât, să știți că această persoană își dorește să evadeze. Efectiv își dorește să evadeze, pentru că, vedeți, există un blocaj. Această persoană se simte blocată sau s-a simțit destul de multă vreme blocată în această relație. Că își dorește să rupă efectiv aceste garduri, acest țarc, acest zid, acest blocaj emoțional către libertate. Își dorește să se elibereze, nu știu dacă observați aici sus, își dorește foarte tare să se elibereze de această greutate de care vorbeam la începutul etalării, părăsirea celei de-a treia părți care se zvârcolește efectiv de plăcere, dacă vreți, pentru că știe că libertatea persoanei cu care este depinde de lucruri materiale, de statuturi, de statut social, de statut material, și până nu va stoarce așa până la ultimul leuț, cred că, dar oricum persoana voastră este absolut hotărâtă să plece, este ca și cum ar spune, ia ce vrei, rămâi tu cu tot, dar eu vreau să-mi văd de viața mea și să fiu fericit alături de persoana pe care până la urmă realmente o iubesc. Ca inițiale A, R, D, B, foarte mult, V, de asemenea O, Z. Nu știu dacă există anumite probleme ale persoanei dumneavoastră în jurul bazinului abdominale sau dumneavoastră poate că aveți o problemuțe abdominale, bazin, intestine, pe acolo, pe undeva, s-ar putea să
fie o situație cumva ușor neplăcută. Nu văd că este ceva extraordinar, însă aș putea chiar să vă spun că poate și această persoană s-ar putea să aibă, sau jurul gâtului, în general, tiroidă în jurul gâtului, dar este o eliberare. Deci, parcă îi stă, cum să vă zic, acestei ființe, parcă relația în care se îi stă pur și simplu, sau i-a ajuns cuțitul la os, dacă aș putea să spun așa, într-o expresie mai, mă rog, neortodoxă. Se grăbește, să știți. Persoana voastră se grăbește să preia controlul vieții sale. Se grăbește foarte tare să fie din nou pe poziție. Pentru că s-a săturat efectiv să facă frumos în fața celor din jurul său. Și cele trei cărți pe care eu le comentez în acest moment se referă la viitorul foarte apropiat și, cum spuneam, fără să mă mai repet despre această împăcare cu persoana din trecutul dumneavoastră, care va fi destul de repede pentru că decide persoana voastră să preia controlul vieții sale. În urma acestei reconciliere, uitați ce lună de miere, luna de miel. Deci o lună de miere, dragii mei, vă așteaptă pe voi, cei care vă gândiți acum la această persoană și care vă aflați, bineînțeles, într-o astfel de situație. S-ar putea să vă petreceți următoarele săptămâni, următoarea lună, chiar într-o lună de miere, sau poate, de ce nu, vă invită într-o vacanță. Asta rămâne de văzut. Și L, de asemenea, M, foarte mult, P, R, To. Există un Torino, există așa, ca un mesaj suplimentar, v-am spus, nu este obligatoriu să se potrivească tuturor. Reîndrăgostire, eliberare, libertate, preluarea controlului asupra vieții sale. Să știți că de niciunde lucrurile se schimbă pentru voi în mod absolut miraculos, pentru că vă este în destin eliberarea acestei persoane și venirea în viața dumneavoastră. Cărțile au ieșit așa, am ales să fac câteva etalări efectiv doar cu cărți, pentru chiar a mulțumi pe toată lumea, pentru că sunt și persoane, mai ales dintre noi abonați, care vor să vadă cărțile, ceilalți vor să mă vadă doar pe mine, fără cărți, și uite așa, încerc să împarc pe toată lumea. De data aceasta am decis să vă arăt că exact această parte, prima parte, vorbește efectiv despre, sau vorbește, da, ne transmit mesaje efectiv despre situația sa, despre energia sa, despre gândurile sale, ce vrea să facă, de ce este determinată să facă acest lucru, pentru că în partea a doua, în prezent, cât de prezent să fie viitorul apropiat, există dorința de a veni către voi, de a se elibera, de a își prelua controlul vieții sale și de a petrece împreună, exact ca într-o lună de miere. Veți petrece destul de mult timp împreună, să știți. Ia uitați, o carte mai mult decât elocventă, Cartea Îndrăgostiților. După această separare, să știți că există, din diferite motive, nu este nevoie de să fi fost o ceartă, nu este nevoie să fi fost, eu știu, lucruri rele petrecute între dumneavoastră. Este vorba ca energie despre separare, faptul că voi nu ați reușit să fiți împreună, că din acest al doilea pachet de cărți de oracol am extras nici mai mult, nici mai puțin Cartea Îndrăgostiților. Este ca și cum o luați de la capăt, începeți o viață nouă cu luna de miere aferentă, pentru că vă veți reîndrăgosti. Știți cum, după separare urmează cea mai dulce împăcare. Nici nu știu ce aș mai putea să vă spun, decât că lucrurile se vor precipita de nicăieri, de niciunde. Poate că unii dintre dumneavoastră bănuiați, aveați așa un tips, însă în momentele următoare îmi doresc foarte tare să știu dacă sunteți destinați să fiți împreună și dacă există în destinul vostru, cei care se vă uitați în acest moment la această etalare, dacă există în destinul vostru
să se întâmple această poveste pe care eu am narat-o acum în cele 20 de minute, 25 de minute. Haideți să vedem ce mesaj absolut superb. Mărturisesc că nu mă așteptam. Avem, bineînțeles, îngerul căsătoriei, vedeți aici, îngerul căsătoriei care protejează căsătoria, familia, gândurile către familie. Să știți că această persoană, cred că își dorește destul de tare să aibă un lucru foarte serios cu voi, o relație destul de serioasă cu voi. Poate că mă duc și cu gândul chiar către o perspectivă destul de pozitivă, destul de serioasă sau poate foarte serioasă dacă ne gândim că își dorește o lună de miere cu voi. Asta înseamnă o căsătorie. S-ar putea să își dorească să iasă dintr-o căsătorie care se încheie cu un eșec. Bineînțeles că nu cred că îi pasă foarte tare persoanei voastre în momentul de față, ci doar de voi. În momentul de față, exact cum spuneam și la începutul etalării, este vorba despre întrebările pe care și le pune persoana voastră despre cum reușește sau cum poate să iasă din această relație cât mai repede posibil și care este acel rezultat care va mulțumi pe toată lumea, pentru că este o persoană care nu își dorește nici chiar așa să plece, cum să vă spun, pur și simplu dintr-o relație în care a muncit, în care a investit, nu numai sentimente, dar și bănuți. Așa că se gândește foarte tare despre această hotărâre pe care și-o dorește să-și o ia, astfel încât să treacă de tot ce înseamnă șantaje emoționale, șantaje materiale, financiare, etc. Ca semne zodiacale importante, săgetător sau predominante, săgetător, scorpion, rac, pești, balanță, capricorn, gemeni, foarte mult gemeni, și cred că leu, este vorba despre un trio absolut fără și poate. Există de asemenea o dorință de a dezvolta practic ce urmează să faceți în continuare. Eu zic că una peste alta există, nu numai că există șanse ca voi doi să fiți destinați să fiți împreună sau chiar să rămâneți împreună, este vorba despre faptul că învățați, construiți, puneți bazele acestei familii, dezvoltați sentimentele, emoțiile ulterioare reconcilierii pentru a forma această nouă familie în care puteți să vă dezvoltați destul de frumos. Sunt persoane care poate lucrează și în acest domeniu al învățământului. Poate că sunt persoane care încearcă foarte tare să... Da, domeniul învățământului, profesori, de exemplu, sau scriitori, persoane care învață foarte mult, persoane de la care ați învățat foarte mult sau poate că ei sau ele au învățat foarte mult de la voi. Este un schimb de experiență care va dezvolta foarte tare pe amândoi. Energia feminină, în unele cazuri brunețică cu ochii negri sau, mă rog, părul închis, cu ochii închiși la culoare în unele cazuri, nu văd foarte mari diferență de vârstă, ci mai mult factori care împiedică această relație sau a împiedicat să se dezvolte armonios această relație a voastră. Piedici din cauza familiei sale extinse, din cauza acelei a treia parte, maleficent, așa cum îi spun, din cauza statuturilor și așa mai departe. Dar voi sunteți evident destinați să fiți împreună, pentru că sunteți călăuziți, sunteți protejați, această relație este protejată, să știți, în acest sens, sunteți ajutați să fiți o familie până la urmă. Mă, de asemenea, v-am spus foarte multe nume străine, Tesa, Teodora, Ela,
cu V, Vali, Valentina, Vanessa, Dan, Daniel, Daniela, mă rog, derivatele, Maia, de asemenea, sau Mariana, Maria, derivatele. Deci, dragii mei, așteptați-vă la o veste extraordinar de importantă. Este cumva un act de credință, să știți, pe care îl face această persoană către voi, pentru că acceptă practic orice sacrificiu, indiferent cât de mic, cât de mare, cumva își sacrifică toată această parte materială, ca să zic așa, pentru libertatea sa de a fi împreună cu voi în această relație, pentru că vă așteaptă o dragoste extraordinar de frumoasă, o poveste extraordinar de frumoasă, care va continua și se va dezvolta posibil până la capăt. Dragii mei, mă bucur că ne-am auzit și în această seară am venit așa cu un mesaj, cred că foarte drăguț pentru voi. Sunt și persoane cărunte cu un cioc alb sau cu barbă albă sau, eu știu, cu o șuviță albă. Așa, poate la domn, poate la doamne, rămâne de văzut, pentru că energiile se întrepătrund. Mi-a venit acest mesaj și am zis să nu-l ocolez, să-l spun rapid, așa, pe final. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizualizări, vă mulțumesc foarte mult pentru mesaje. Sunteți absolut deosebiți. Nu am reușit să răspund la mesaje, nu am reușit nici să apar în fața dumneavoastră așa cum se cuvine din cauza oboselii excesive din weekend, dar promit să mă revanșez cu noi și noi vești absolut minunate pentru voi, așa cum sunteți. Mă rog pentru voi, Doamne ajută, pentru cei care au în această săptămână de trecut printr-o operație, fruntea sus, credință în bunul Dumnezeu, pentru că există o gură de aer, o gură de oxigen, un nou drum, o nouă viață, o eliberare. Sunteți gata să vă repuneți foarte mulți pe picioare. Este timpul, de fapt, să fiți în control, să vă preluați controlul asupra vieții dumneavoastră. Sau mai ales dacă aveți de trecut printr-o intervenție chirurgicală de îndepărtarea grăsimii sau, știți, lucrurile acestea care țin de îndepărtarea unor factori extirpare de fel și fel de chisturi și așa mai departe. Deci eu vă țin pumnii, Doamne ajută, totul va fi bine, aveți grijă de voi, vă pup, vă iubesc, toate cele bune și aștept și eu vești bune. Numai bine, dragii mei, vă pup, vă iubesc, sunteți în permanență în rugăciunile mele. Pa, pa, la revedere!